pentru seara aceasta de har și pentru locul acesta mult binecuvântat. Pentru toți cei care suntem prin îndurarea Domnului în seara aceasta, în locul acesta la închinare, și pentru cei ce se văd și pentru cei ce nu se văd. Și mai presus de toți și mai presus de toate, pentru Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, să spunem cu toată adunarea și din toată inima, slăvit să fie Domn. Citesc pentru început două versete în Geneza, capitolul 24, și după citirea Scripturilor, prin preiubitul frate Nelu Repede, să chemăm iarăși în rugăciune, în numele Domnului, peste noi, peste locul acesta și peste lucrarea care ne stă în față. Geneza, capitolul 24, citesc prin îndurarea Domnului versetele cu numărul 57 și 58, unde cuvântul Domnului spune așa: Atunci ei au răspuns, să chemăm pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis, Vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea, amin. Să plecăm capetele pentru rugăciune. Doamne, binecuvântatule Tată, stăm din nou înaintea Ta și ne smerim mult înaintea Ta, da, pentru Doamne, că Tu ești Domnul nostru și Tu, Doamne, meriți smerenia noastră și cinstirea noastră, Doamne. Vrem să înălțăm numele Tău mai presus de orice, o Doamne. Și vrem să fie proslăvit numele Tău prin toată lucrarea care se va face în seara aceasta în locul acesta, Doamne. Vrem să se bucure cerurile, Doamne, de Biserica Sfânta Treime, de slujitorii Tăi, o Doamne. Doamne, dă-ne harul acesta, Doamne, Stăpâne Atotputernic. Tu ne-ai spus că ești păstorul nostru cel bun, o Doamne, care ne vei duce la pășuni verzi și la ape de odihnă. Te rugăm în seara aceasta, dă-ne, Doamne, o pășune verde, Doamne, Doamne, o pășune plină de bogăție, Doamne, dă-ne ape de odihnă, Doamne, fă ca Duhul Tău cel Sfânt, o Doamne, să curgă, Doamne, ca un râu peste biserica Ta, o Doamne, peste slujitorul Tău, o Doamne. Doamne, Dumnezeule Atotputernic, te rog în numele Domnului Iisus să binecuvintezi pe fratele Panicanu, Doamne, Doamne, să-L învrednicezi să fie solul Tău, amin, să fie trimisul aleluia. Tău, să fie împuternicitul aleluia. Tău, Doamne, în lucrarea aceasta de aleluia. Evanghelizare, Doamne. Te rugăm, Doamne, dă-ne și nouă inimi deschise, Doamne, amin, ca aleluia. Să primim cuvântul Tău, Doamne. Te rugăm, Dumnezeule Atotputernic, zidește-ne în seara aceasta, aleluia. Doamne. Poate sunt în popor inimi zdrobite, Doamne, inimi care au nevoie de mângăiere, de zidire. Te rugăm, folosește cuvântul Tău pentru zidire, folosește cuvântul Tău pentru vindecarea sufletului, vindecarea trupului, o Doamne. Te rugăm, Doamne, lucrează într-un mod miraculos, o Doamne, așteptăm, Doamne, de la Tine, pentru că Tu ești un Dumnezeu mare, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos Te așteptăm să fii prezent în mijlocul nostru, să-ți vedem. Să-ți cunoaștem prezența Ta, Doamne, și noi, Doamne, vrem să-ți dăm toată cinstea și slava Ta Ție. Amin. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu luarea mintei cuvântul Domnului. Și așa cum obișnuiesc eu să vă spun de fiecare dată, cei care primiți în duhurile voastre îndemn din partea Duhului Domnului, rugați-vă și luptați-vă stăruitor dinpreună cu mine, ca să ducem cu bine și șederea și slujba noastră în seara aceasta, în locul acesta până la capăt. Amin. Fără Duhul Sfânt, Hristos nu este viu în noi. Fără Duhul Sfânt, Scripturile nu sunt atractive. Slova omoară Duhul de viață. Noi suntem slujitorii Duhului. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Hristos în noi. Duhul Sfânt este Hristos cu noi și Duhul Sfânt este Hristos în mijlocul nostru. Duhul Sfânt lucrează cu noi, în noi și prin noi. Spune că Duhul adevărului Mângâietorul dovedește lumea, dovedește omul în ceea ce privește neprihănirea, păcatul și judecat. Duhul Sfânt scoate din noi tot ceea ce știe Dumnezeu că trebuie scos și taie foarte adânc și taie foarte precis. Ori de câte ori este nevoie și în nervii noștri și în limba noastră, în vorbirea noastră și în firea noastră.
Și tot Duhul Sfânt este Cel care aduce de sus din cer, unde lemnul și balsamul vindecător, și pentru vindecarea și pentru eliberarea noastră. Cum se spunea și mai devreme, să ne deschidem și în seara aceasta larg inimile și mințile pentru Duhul Sfânt și să dăm voie Duhului Sfânt să lucreze în chip minunat și cu noi, și în noi, și mai apoi prin îndurarea Domnului și prin noi. Spune Domnul Iisus, vorbind ucenicilor și prietenilor mult iubiți, înainte să pătimească și înainte să se răstignească pentru noi, pentru mântuirea noastră, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevăr, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Duhul Sfânt este Dumnezeu. El ne călăuzește în tot adevărul și pe noi în vremurile acestea, de pe urmă foarte încurcate și foarte grele, nu doar pentru cei din lume, cât mai cu seamă, mai ales pentru biserică. Noi citim în cartea aceasta minunată, Cartea Faptele Apostolilor, numită pe bună dreptate de unii dintre slujitorii bisericii, Cartea Faptelor Duhului Sfânt. Și ne minunăm de faptele sfinte, frumoase, de vitejie, pe care Duhul Sfânt le-a săvârșit prin sfinți în vremurile de odinioară și de-a lungul veacurilor pretutindeni în lume și aici în România. Și ne vine să spunem, când vedem încercările, suferințele și durerile multe la număr și mari și grele prin care le-a fost dat să treacă, ne vine să spunem ce greu le-a fost lor. Dar Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, zice nu, vouă vă va fi greu, pentru că în zilele de pe urmă vremurile vor fi grele. Nimeni să nu se înșele și să nu se lase înșela, de aici mai departe vremurile vor fi încă mai grele și vor fi încă mai rele. În țara aceea străină, ca să aducă nevastă pentru fiul stăpânului, pentru Isaac. Și ni se spune în versetul cu numărul 10, robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. Duhul Sfânt a venit din cer pe pământ și are cu el toate lucrurile de preț ale lui Dumnezeu. Și a pus un semn. Cine să fie fata potrivită, singura potrivită și rânduită să fie nevastă pentru fiul stăpânului meu, pentru Isaac? Și a pus, cum ai zice, un semn imposibil. Și când visele omului sunt imposibile, să fii deplin încredințat că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și spune în Scripturi, ceea ce la om este cu neputință, este cu putință la Dumnezeu. Dumnezeul care ne mântuiește și pe noi într-o vreme grea ca aceasta este Dumnezeul imposibilului. Este unul în Vechiul Testament pe care îl iubim și pe care îl cinstim, care are un loc de mare preț aici în Împărăția lui Dumnezeu și în Sfintele Scripturi și în inima noastră, numele lui Iosif. Și el a avut niște vise, îi zice, imposibil. Și visele acestea imposibile au fost adevărate de la Dumnezeu și la vremea hotărâtă de Dumnezeu și în felul știut de Dumnezeul imposibilului, visele acestea s-au împlinit în chip minunat și împlinirea lor a avut și are de mii de ani o mare binecuvântare, nu doar pentru poporul Israel, prin poporul Israel, o mare binecuvântare pentru toți locuitorii pământului și pentru copiii Domnului. Și acum spune în versetul cu numărul 15, nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcă, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam. Fata era foarte frumoasă, era fecioară, și niciun bărbat n-a avusese legături cu ea. Ea s-a pogorât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Avram îl înfățișează pe Dumnezeu tatăl, Isaac îl înfățișează pe Dumnezeu fiul, robul îl înfățișează pe Dumnezeu Duhul Sfânt și Rebeca înfățișează Biserica lui Hristos. Spune că era foarte frumoasă fata aceasta și era fecioară. Și niciun bărbat n-a avusese legături cu ea.
Ăsta este miracolul credinței sfinților și ăsta este miracolul pocăinței celei adevărate. Când un om se întoarce la Dumnezeu și se împacă cu Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc și Creatorul lucrurilor văzute și nevăzute, când el crede în Iisus și în sângele care s-a vărsat pe crucea din Golgota, se naște din nou de sus, din apă și din Duh, se naște din Dumnezeu. Și acum păcatele toate îi sunt iertate și sufletul este mântuit și el este răscumpărat, este de aici mai departe un copil al lui Dumnezeu și primește în dar și viața veșnică și moșenește din împreună cu toți sfinții care au trăit vreodată pe pământ și vor trăi și de aici mai departe împărăția aceea veșnică și nestricăcioasă. Când un om se împacă cu Dumnezeu, toate relele, toate mizerile, fără de legile și păcatele, multe la număr și grele de le va fi făcut, ele vor fi șterse, aruncate în mare uitării, ca și când niciodată n-au fost făcute. Și omul acesta este o făptură nouă și are o inimă nouă și o minte nouă și de aici mai departe și o viață nouă și un destin nou și mult binecuvântat și întru cele pământești, întru cele vremelnice și întru cele veșnice. Adică este o fecioară frumoasă și este o fecioară care niciodată n-a avut niciun fel de legături cu niciun alt bărbat. Ăsta este miracolul credinței sfinților și ăsta este adevărul despre adevărata pocăință. Și acum suntem mereu îndemnați, cum și preiubiții frați spuneau și mai devreme, să păstrăm starea aceasta de feciorie, de curăție, să umblăm în neprihănire și să păstrăm haina albă și așa mai departe. Când vorbește Biblia cuvântul lui Dumnezeu despre neprihănire sau când vorbește despre păcat, despre necurăție, despre desfrâu, despre curvie, are în vedere și curvia aceasta spirituală și are în vedere și curvia biologică. Știți că spune Duhul Sfânt, curățiți-vă inimile păcătoșilor, oameni cu inimi împărțite. Sunt oameni care frecventează bisericile noastre sau biserici de un fel sau de un alt. Parte de inimă este pentru Dumnezeul cel viu și adevărat și cealaltă parte de inimă ce mai rămâne pentru fel și fel de idoli, pentru fel și fel de Dumnezeu, Baale, Astarte și toate grozăvii. Și acum să spunem un cuvânt foarte însemnat și cu privire la starea aceasta foarte însemnată și de feciorie trupească. Spune că o fată credincioasă Domnului, 17 ani, într-un liceu în America, era mereu și mereu batjocorită de colegii ei și de colegele ei, râdeau pe seama ei și făceau glume ne la locul lor. Și fata asta nu s-a mai răbdat și într-o zi s-a ridicat în mijlocul colegilor și le-a spus așa: eu ca voi pot ajunge oricând. Voi ca mine nu mai puteți ajunge niciodată. Să păstrăm curăția aceasta și în omul din lăuntru și în omul din afară și să-i fim Domnului din toată inima recunoscători pentru harul acesta al credinței revărsat peste noi și să trăim, cum ni se spunea și mai devreme, în fiecare zi și în orice împrejurare de viață, având în minte gândul și scopul acesta minunat, slava lui Dumnezeu. Orice ce faceți, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul, zice în Biblie, pentru slava lui Dumnezeu. Fata asta, Rebecca, zice că era fecioară și frumoasă și n-a avusese niciun bărbat legături cu ea. Mai departe, versetul 17 și 18, robul a alergat înainte ei și a zis: dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Bea, Domnul meu, a răspuns ea, și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. Auzi ce s-a grăbit? Și și-a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. Acum, în legea din vreme de atunci în Israel, era un lucru obișnuit și era un lucru foarte necesar. Întâlnești pe unul străin de locurile acelea, ai obligația să-i dai apă de băut. Dar merge mai departe cuvântul și spune în versetul 19, după ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis: am să scot apă și pentru cămilele tale,
până vor bea și se vor sătura. A zis ea, Rebeca, robului. Eu nu sunt din Orient și n-am fost niciodată în Orient. Cei care trăiesc în Orient și au de-a face cu cămilele și umblă cu cămilele, ei spun așa, o cămilă ca să bea apă pe săturate are nevoie de 200 de litri de apă. Și dacă erau 10 cămile, fata aceasta minunată a hotărât în inima ei și a exprimat cu glas tare și nu doar că a exprimat cu glas tare ce a hotărât, ca și înfăptuit ce a zis, că sunt foarte mulți care construiesc castele de nisip în Spania, 10 de ani umblă pe la adunar și ei mereu și mereu spun o să fac așa și așa și așa și rămân numai cu spus, asta este ceva grozav. 2000 de litri de apă a scos Rebeca ca să dea cămilelor, nu doar apă să bea, ziceam să le dau apă să bea până se vor sătura, asta este ceva grozav. El, robul, nu spusese și cuvântul acesta în semnul pe care l-a pus înaintea lui Dumnezeu. Rebeca nu este o fată frumoasă și talentată, care vine aici în față și cântă frumos. Și nu este un băiat frumos și talentat, un predicator iscusit care vine și vorbește frumos și iscusit din cuvântul Domnului. Rebeca, Biserica lui Hristos, este fata care știe ce e greul, este fata care muncește din greu și este fata care luptă lupta cea bună a credinței sfinților și se jertfește. Și pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea semenilor ei. Este fata care are pe inimă un singur gând, să dea apă pe săturate, să dea apa vie, să dea cuvântul Domnului celor frămânți și însetați după neprihăniri. Rebeca este Biserica lui Hristos. Rebeca, suntem noi. V-am mai spus și în alte rânduri și vă spun și în seara aceasta, pentru că vă iubesc din toată inima și vă vreau cu tot din adinsul binele, și pentru viața de pe pământ și mai apoi pentru viața veșnică. Și mă tem de Domn și trebuie să vă spun mereu lucrul acest. Biserica trebuie să se întoarcă imediat la începuturile ei. Și noi, în vremurile acestea de pe urmă, în generația noastră, trebuie să ne închinăm Domnului la fel cum au făcut-o și părinții noștri și părinții părinților noștri, căutând în fiecare zi și cu totul din adinsul fața Domnului și închinându-ne Domnului și numai Domnului în duc și în adevăr. Rebeca este Biserica lui Hristos și Biserica lui Hristos suntem noi, dacă suntem asemenea ei. Biserica lui Hristos este fata care știe ce e greul, este fata care muncește din greu, este fata care se luptă, este fata care se jertfește pe sine pentru slava lui Dumnezeu. Știi făgăduința cea din urmă pe care Domnul o are pentru ucenici și pentru ucenițe, înainte să se înalțe la cer din mijlocul ucenicilor mult iubiți. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Pentru cine este făgăduința aceasta? Duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Făgăduința aceasta este numai pentru cei care se duc. Ierusalimul tău și secerișul tău este locul în care te găsești. Și lumea ta este locul în care te-a așezat Dumnezeu. 90% din cei care s-au întors la Domnul în bisericile noastre, ei lasă deoparte pe ei care se nasc în familii creștine, asta e altă chestiune, se frecventează de copii biseric. 90% din cei care s-au întors la Domnul în adunările noastre s-au întors prin Evanghelia de la om la om. V-am mai spus cuvântul acesta de pildă și îmi place să vi-l spun și în seara aceasta. Spune că împăratul Solomon și-a zidit mai multe case și spun eu de la mine, și-a zidit și un palat mai mic la marginea mării. Și într-o zi se găsea dinpreună cu marele preot al lui Israel pe terasa palatului și priveau amândoi înspre mare, înspre port. Și la un moment dat Solomon îl întreabă pe marele preot al lui Israel, spune-mi, te rog, câte corăbii crezi că intră în decurs de un an în portul acest? Și marele preot i-a răspuns, împăratului, maestate,
Și în portul acesta și în orice alt port de pe pământ, în decurs de un an intră numai 4 corăbi. Și s-a supărat foarte tare el, Solomon. Ce fel de vorbă este aceasta și ce fel de răspuns este acesta? Ochii mei văd chiar acum 10 de corăbi intrând în port și alte 10 de corăbi ieșind din port. De mai și ochii Domnului văd într-un alt fel. Numai 4 corăbii în decurs de un an intră în orice port de pe pământ și numai 4 corăbii ies în decurs de un an dintr-un port. Cea din tâi corabie se numește goana după aventură. Cea de-a doua corabie se numește goana după bani. Cea de-a treia corabie se numește goana după faimă. Și cea de-a patra corabie se numește goana după plăceri. Numai 4 corăbii de un an. Și noi știm cuvântul care spune că într-o zi toate aceste 4 corăbii vor fi nimicite și vor pieri pentru totdeauna. Dar tot în cuvântul Domnului găsim scris că într-o zi, 2000 de ani în urmă, pe Marea Galilei a fost văzută o corăbioară. Nu avea nicio frumusețe, nicio strălucire și nimic care să-ți izbească privirii. Și mai avea și un nume straniu. Jertfirea de sine pentru slava lui Dumnezeu. Și în corăbioara aceasta minunată, Iisus și ucenicii lui. De 2000 de ani, corăbioara aceasta minunată, cu numele acesta stran, merge biruitoare din veac în veac, din generație în generație, pretutindeni pe întreg pământ. Și știm că într-o zi, când toate celelalte corăbii se vor nimici pentru totdeauna, corabia aceasta una, și numai corabia aceasta va intra în slavă și va fi binecuvântată pentru vece vecilor. Domnul în mila și în îndurarea lui va vorbi și va străpuns inima, a aprins o lumină mare și binecuvântată în cugetul vostru. Și v-a făcut de cunoscut că vă găsiți pe una din cele 4 corăbii, pocăiți-vă, întoarceți-vă cu toată inima la Dumnezeu și săriți iute din corăbile cele 4 și aruncați-vă în brațul Domnului și urcați în corabia Domnului, singura care va rămâne la sfârșitul veacurilor și va intra în slavă, corabia aceasta minunată, Biserica lui Hristos, în care se găsește El, Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii și mirele ceresc, și care are numele acesta minunat și mult binecuvântat, îi spune jertfire de sine pentru slava lui Dumnezeu. Mult o iubesc eu pe fata aceasta minunată cu numele Rebecca și dacă îmi face și mie Dumnezeu parte de har și ajunge și eu cu bine în cer, am să rog un înger să mă ducă la casa lui Isaac și la casa Rebecca. Să-i spun un cuvânt trupil, dar joliei nemaipomenită, îi zice. Care fată s-ar duce astăzi să se merite cu un băiat pe care nu l-a văzut niciodată și nu l-a auzit niciodată? Nu știa glasul lui Isaac. O fi un glas dulce și poate că o să fie un glas dintre ăsta posac, posomorit. Nu știa nimic. Nimic altceva decât ceea ce robul îi spusese despre Isaac. Și noi suntem tot așa. Când o fată este îndrăgostită adevărat de un băiat, poartă poza băiatului cu mult drag aici în buzunarul de la piept să-i fie lângă inimă și pune poza băiatului tot așa cu mult drag pe birou să-i fie înaintea ochilor și seara la culcare pune poza băiatului pe noptieră și unele mai așează poza băiatului și respirație odihnitoare și iubitoare din odihnă, îndrăgostit de Domnul, da Domnului. Și noi avem 4 evanghelii care sunt 4 poze ale mirii lui Ceresc și mă gândesc să vă îndemn și să vă stârnesc la gelozie și de astăzi înainte să citiți evangheliile acestea cum n-ați mai făcut-o niciodată. Să fie o pasiune sfântă, să fie un foc sfânt, să fie și o solemnitate și o seriozitate și să vedem prin evangheliile acestea 4, să vedem prin pozele acestea minunate tot mai mult și tot mai bine chipul mirelui celui ceresc. Noi știm despre mirele ceresc numai ceea ce ne spune Duhul Sfânt în cartea aceasta minunată, sfântă și dumnezeiască Scriptură,
Și avem aceste patru minunate cerești și mult binecuvântate poze ale mirii lui Ceresc, cele patru evanghelii. Și acum merg un pas mai departe. În Biblie ni se spune în cartea Evrei că Duhul Sfânt mai este numit și Duhul Harului. El, Duhul Sfânt, și-a o gentilețe, are așa o dragoste și o prețuire pentru fiecare om. Și are o gentilețe și o dragoste și o prețuire pentru fiecare dintre noi. Și în seara aceasta, în locul acesta, și în fiecare zi în umblarea și în alergarea noastră pe acest pământ. Spune că în vremea fericirii comuniste, în imperiul acesta, Uniunea Sovietică, un om de știință, un savant, un academician, a hotărât să combată el religia, misticismul acesta retrograd, și să-i scoată pe oameni din înșelăciunea preoților și din înșelăciunea pastorilor. Și s-a apucat să cerceteze Scripturile, Evangheliile, ca să aducă argumente. El s-a apropiat cu inimă sinceră de cuvântul Domnului, s-a apropiat și Domnul prin Duhul Sfânt și prin cuvântul pe care el îl cerceta de zor și de inima lui și de cugetul lui și s-a pocăit el savant, mărturisitor al Evangheliei. Și oamenii s-au mirat de el. Te-ai apucat să combați religia, te-ai apucat să combați credința aceasta creștină, Biblia, și acum ai ajuns un înflăcărat mărturisitor al ei. Ce s-a întâmplat cu dumneata și ce te-a determinat la schimbarea aceasta? Și auzi ce a răspuns el. Cel mai mult m-a impresionat, citind în Biblie, politețea, gentilețea, bunătatea și dragostea lui Iisus. El nu obligă pe nimeni. Are așa un mare respect pentru fiecare om. Și el spune, dacă voiește cineva să vină după mine, și dacă aude cineva glasul meu, și dacă deschide el ușa, atunci eu voi intra cu mare bucurie și voi cina cu el și el va cina cu mine. Asta, zice, m-a convins. Sunt desăvârșit încredințat că Iisus este Dumnezeu, este Mesia, și m-am întors cu toată inima la El și vreau să-I urmez și să-I slujesc și cât o-i trăi pe pământ să fiu și eu lumină și să fiu și eu sare în lumea aceasta întunecată și stricată. Duhul Sfânt este numit și Duhul Harului. El nu obligă pe nimeni, atâta gentileți, atâta bunătate, atâta gingășii. Și acum vezi zice bine, bine, dar ce legătură are tot ce ai spus până aici cu ceea ce ne-ai citit la început? Are o legătură mare, are o legătură din care afară de mare și cu însemnătate veșnică. La cincizecime, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul au chemat pe Dumnezeu Duhul Sfânt și i-au spus așa. Lucrarea de mântuire s-a înfăptuit. Te trimitem pe pământ într-o țară străină să aduci nevastă pentru Fiul. Să nu te întorci fără de nevastă, pentru că Tatăl a hotărât ca Fiul să împartă tronul cu mireasă. Cea mai puternică și importantă întrebare pe care cerul o pune în seara aceasta fiecăruia dintre noi. Și când spun fiecăruia dintre noi, de la copilași, mergem la tineri, mergem la oameni maturi și la ei bătrâni, și o luăm și invers, și de jos în sus și de sus în jos tuturor, pentru că așa cum s-a spus și cum s-a cântat mai devreme, Dumnezeu ne iubește pe toți și ne vrea cu gelozie pentru Sine. Și este întrebarea aceasta cea mai importantă și cea mai puternică pe care cerul ne-o pune în seara aceasta, în locul acesta tuturor și fiecăruia în parte. Vrei să te duci cu omul acesta? Vrei să te duci cu Duhul Sfânt? Vrei să fii călăuzit de Duhul Sfânt în tot adevărul? În umblarea ta pe pământul acest, călătoria aceasta minunată, drumul prin pustia vieții spre Canaanul Ceresc și spre Mirele Ceresc, vrei să te duci cu omul acesta, vrei să te duci cu Duhul Sfânt? Da, vreau, a răspuns fata aceasta minunată cu numele Rebecca și trag nădejde toți în seara aceasta, în locul acesta, din toată inima să rostim același binecuvântat cuvânt, să rostim același binecuvântat răspuns. Spune în versetul cu numărul 53,
Și robul a scos scule de argint, scule de aur și îmbrăcăminte pe care le-a dat Rebeci. Duhul Sfânt este cel care are haina potrivită pentru fiecare suflet credincios și pentru întâmpinarea mirelui și mai apoi pentru marele și binecuvântatul eveniment ceresc pentru nunta mirelui. Și Duhul Sfânt are podoabele sfinte, aurul ceresc și argintul ceresc. Și asta nu se capătă prin sforțare și nu se capătă prin pricepere și prin îndelernicire omenească, asta se capătă prin credință. Și credința sfinților nu este ceea ce spui din gură că este, credința sfinților este numai ceea ce înfăptuiești și în casa ta, și în serviciul tău, și la școala ta, și în călătoriile tale, și în casa Domnului, numai ceea ce înfăptuiești din ceea ce spui din gură că este un adevăr, ieșit de aici, din Cartea Sfântă, din Cuvântul Domnului. Eram într-o adunare și am fost așa de impresionat, unul care era aici în altar și ne-a dat îndemn la rugăciune, printre altele spunea tare și apăsa, astăzi, în așa numitele vremuri moderne, contemporane, în care ne este dat să trăim, tot mai mulți dintre cei care vin la adunare, și bărbați și femei, au în casele lor un singur altar de închinar, oglinda, unde petrec ore, una după alta. Și pentru astfel de oameni, într-o stare, zic eu, din care afară de greșită și de rea, lucrurile cele mai de preț, hainele scumpe și parfumurile scumpe și bijuteriile scumpe și îmbuibările scumpe și călătoriile scumpe și alte grozăvii de felul acesta. Spune că pentru Dumnezeu de mare preț nu sunt toate aceste lucruri, ci dimpotrivă. Pentru Dumnezeu de mare preț, spune un duh blând și liniștit. Duhul Sfânt a adus din cer, de la Dumnezeu, toate lucrurile de preț ale stăpânului și El îi împodobește pe sfinți cu podoabele sfinte, aurul ceresc și argintul ceresc, și tot El îmbracă sufletele sfinte cu hainele cerului, hainele potrivite pentru întâlnirea cu mirele și mai apoi pentru nunta mirelui. Vrei să te duci cu omul acesta? Vrei să te duci cu Duhul Sfânt? Vrei să intri sub autoritatea Dumnezeului celui viu și adevărat, călătorind cu Duhul Sfânt prin pustia vieții, întâlnirea cu mirele ceresc și mai apoi intrarea într-o cele veșnice? Dacă eu v-aș spune în seara aceasta, în locul acesta, voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești, v-aș minți. Pentru că Biblia Cuvântului Dumnezeu spune, voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și adaugă, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Poți să stai la adunare și 30 de ani și 50 de ani și să faci și slujbe de un fel sau de un altul. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Dacă n-are cineva Duhul Sfânt, dacă n-are cineva Duhul lui Dumnezeu, nu este al lui Dumnezeu. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Ascultarea te duce în Canaan și neascultarea, care se mai numește și răzvrătire, neveghere și obrăznicie, te omoară în pustie. Cei mai mulți dintre cei care au ieșit din Egipt prin brațul puternic al Domnului, ne spune în cuvânt, au pierit în pustie, pentru că n-au fost plăcuți înaintea lui Dumnezeu și sunt numiți oameni de război. Om de război înseamnă puterea sinelui. Oameni care se cred neapărat că sunt cineva sau ceva. Și cuvântul Domnului spune nu numai despre mine, spune și despre voi toți deopotrivă. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Știi care este cea din tâi condiție să mergi în cer? Dacă voiește cineva să vină după mine, zice să se lepe de sine. Asta este calea care ne duce în adevăr. Și acesta este singurul adevăr care ne duce
în viața veșnică, singura viață care merită cu adevărat numele de viață. Ascultarea te duce în Canaan și neascultarea, care se mai numește și răzvrătire, te omoară în pustie. Mulți și foarte mulți între cei care frecventează adunările noastre sunt săpâniți de un duh de răzvrătire și un duh de neascultare, cum îi zice de duhul lui Absalom. Și mă rog Domnului în seara aceasta, în locul acesta, să facă o cercetare sfântă și să aducă o eliberare sfântă în inima și în viața fiecăruia dintre noi. Și să vină peste noi Duhul care a fost și peste Domnul. Un Duh de ascultare. Și să ascultăm toți de Domnul, de cuvântul Domnului, și să fim mult binecuvântați. Și soții în casă, bărbații în casele noastre ca soți și tați, în calitate de preoții lui Hristos, și soțiile în ascultare de soților în Domnul, și copiii în ascultare de părinților, și ei care vin la adunare în ascultare de mai mari biserici, și mai mari biserici în ascultare de Hristos, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Ascultarea deschide ușa Domnului pentru tine și casa ta și închide ușa diavolului. Neascultarea închide ușa Domnului pentru tine și pentru casa ta și deschide ușa diavolului, care n-așteaptă invitații multe, intră și îți face și viața praf și casa praf. Ascultarea face mai mult decât orice ce cer. Și păzirea cuvintelor Domnului, poruncilor Domnului, spune că face mai mult decât grăsimea berbecilor. Despre Domnul Iisus spune cuvântul Domnului, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat un nume care este mai presus de orice nume și este singurul nume dat omului sub soare să se mântuiască. Aveți și voi lupte mari și multe la număr, și cu lumea, și cu păcatul, și cu demoni, și ați vrea să fiți mai mult decât biruitori. Am fost așa de impresionat, cineva a trimis la timpul de rugăciune bilete aici la altar, și între altele spunea să se roage biserica pentru mine, ca eu să fiu eliberat de toate patimile acestea lumești. Și aș vrea să fiți mai mult decât biruitor, și eu vreau să fiu mai mult decât biruitor, am și eu tot așa lupte mari și lupte foarte grele, poate mai mari decât ale voastre. Și există o singură cale, spune Dumnezeu prin cuvântul Sfintelor Scripturi, că Dumnezeu înalță pe cei care se smeresc. Există o singură cale. Vrei să fii deasupra păcatului, deasupra lumii nebune și deasupra demonilor? Vrei să fii mai mult decât biruitor și să mergi din treaptă în treaptă și din slavă în slavă? Există o singură cale. Să te smerești. Și este că Dumnezeu te va înălța. Asta este o lege spirituală pe care Dumnezeu a așezat-o în universul nostru spiritual. Dumnezeu este Cel care înalță pe cei care se smeresc. Iisus zice că s-a smerit și după aceea s-a făcut ascultător până la moarte. Până să împlinească vârsta de 30 de ani, ne spune în Biblie, a primit de la Tatăl Cel Ceresc următoarea poruncă, să te duci la Iordan ca să fii botezat. Și s-a dus la Iordan să fie botezat de către Ioan Botezătorul ca un om obișnuit. Știa că este mai mare decât Ioan Botezătorul și s-a dus să fie botezat. Și Ioan Botezătorul a căutat să-l oprească. Și eu, dacă aș fi fost în locul lui, la fel aș fi procedat. Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Lasă, a spus Domnul, că așa trebuie. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și în Evanghelia după Luca, în capitolul al treilea, ni se spune că după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și când era El în apele botezului în Iordan, s-a rugat. Și când s-a rugat, s-au deschis cerurile și Duhul Sfânt a fost văzut pogorându-se și oprindu-se peste El în chip de porumbel. Și s-a auzit din cer un glas, acesta este
Tu ești Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și următorul verset, cel din tâi, în capitolul al patrulea, pentru cei care încă mai sunteți atenți și aveți urechi de auzit, spune că atunci Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a dus în pustie mânat de Duhul. Au și cuvânt important. Altfel spus, dacă faci tot ceea ce îți cere Tatăl să faci, dacă asculți de cuvântul Tatălui și te duci unde te trimite El, Dumnezeu, să mergi, acolo și numai acolo vine Duhul Sfânt peste tine. Dacă ar fi să vă întreb, voi vreți să fiți fericiți? Toți ați răspunde într-un glas, da. Noi și casele noastre vrem să fim fericiți. Și există un răspuns mai bun decât răspunsul acesta și răspunsul mai bun este următor. Nu, noi nu vrem să fim fericiți, noi vrem să fim cei mai fericiți oameni de pe pământ. Și cei mai fericiți oameni de pe pământ sunt oamenii care ascultă cel mai mult de Dumnezeu. Cei mai fericiți oameni de pe pământ sunt oamenii care ascultă cel mai mult de Dumnezeu. Spune că Iisus s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Este El cel mai fericit? Este. Spune că va vedea o sămânță de urmași și sufletul lui se va înviora. Cea mai importantă întrebare, cea mai puternică întrebare pe care cerul în seara aceasta, în locul acesta, o pune fiecăruia dintre noi. Vrei să te duci cu omul acesta? Vrei să te duci cu Duhul Sfânt? Da, vreau, a răspuns fata aceasta minunată, Rebecca. Și când mă gândesc la Rebecca, nu pot să nu mă gândesc la o altă fată minunată. Numele fetei acesteia, la fel de minunată, sfântă și credincioasă, Maria. Când Dumnezeu a hotărât să înceapă un nou legământ cu omul pe pământ, nu s-a dus la împărații lumii acesteia și nu s-a dus la înțelepții lumii acesteia. Spune că a coborât din cer și a bătut la ușa unei fete și a spus fetei acesteia trei lucruri, unul mai frumos și mai însemnat decât celălalt. Domnul este cu tine. Cel de-al doilea lucru, Duhul Sfânt te va umbri. Cu alte cuvinte, lucrarea aceasta nu se face prin talent, prin pricepere sau destoinicie omenească. Lucrarea aceasta se face prin puterea mea, prin Duhul meu, zice Domnul. Și cel de-al treilea cuvânt pe care l-a spus Îngerul Domnului Mariei, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cu alte cuvinte, la Dumnezeu totul este posibil. Și Maria a dat răspunsul minunat. După ce și-a făcut foarte bine socoteala, a dat răspunsul minunat, care a făcut să se audă o explozie de bucurie în cer, printre îngeri și în inima Tatălui Celui Ceresc, și răspunsul minunat al fetei acesteia minunate a fost suficient ca de aici să înceapă planul de mântuire a lui Dumnezeu. Da, vreau, a răspuns Rebec. Și Maria zice, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Când Dumnezeu hotărăște să-L dea lumii noastre pe Iisus, Mântuitorul lumii, ne va spune și nouă neapărat aceste trei cuvinte minunate. Nu te teme, eu, Domnul, sunt cu tine. Duhul Sfânt te va umbri. Orice cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a făcut trei lucruri. Mai întâi l-a primit pe Iisus în inima ei, în pântecul ei. După aceea l-a purtat și la vreme hotărâtă, cum ai zice, l-a dat lumii spre mântuire. Cea mai puternică și cea mai importantă întrebare pe care cerul în seara aceasta, în locul acesta, o pune fiecăruia dintre noi. Vrei să te duci cu omul acesta? Vrei să mergi cu Duhul Sfânt în umblarea, în alergarea, călătoria vieții tale prin pustia vieții, drumul spre Canaanul Ceresc, drumul spre mirile Ceresc. Ascultarea te duce în Canaan
și neascultarea te omoară în pustie. Rebecca a dat răspunsul minunat. Și noi să spunem în seara aceasta, în locul acesta Domnului, din toată inima, da, Doamne, vrem, nu doar pentru 3 luni până la botez, nu doar 3 luni sau 3 ani sau 30 de ani după botez, ci pentru întreaga călătorie pe pământul acesta și mai apoi într-o cele veșnici. Și să spunem și noi ca Maria de odinioară, partea bărbaților să spună din toată inima, și cuvântul acesta, strigarea aceasta, să ajungă până în cer și să spună toți bărbații, iată robii Domnului, facă-ni-se după cuvintele Domnului. Și surorile să spună, iată roabele Domnului și facă-ni-se după cuvântul Domnului. Amin. Vom face o rugăciune cu întreaga adunare. Iar cei care vreți neapărat să strigăm din împreună cu voi, pentru voi și pentru casele voastre la Domnul, puteți veni aici în față să vă îngenunchiați înaintea Domnului la altar. Cei care vreți neapărat și știți că neapărat trebuie să se săvârșească în seara aceasta, în locul acesta, lucrarea aceasta care și are și însemnătatea ei. Nu trebuie nici să te temi, nici să te rușinezi și nici să te îngrijorezi. Trebuie să îndeplinești doar 2 condiții, să fii cu inimă sinceră și cu inimă deschisă. Domnul care este în seara aceasta, în locul acesta prezent, spune în Biblie că El ne cercetează și pe dinapoi și pe dinainte și își pune mâna peste noi. Și eu cred că în seara aceasta, în locul acesta, Domnul a hotărât să-și pună mâna peste cei care tot din adinsul și din toată inima vor să aibă parte și de binecuvântarea lucrării acestei. Ne ridicăm și ne rugăm cu toată adunarea și cei care doresc neapărat de-a să fie o dorință dintre aceia mare și nemaipomenit, să mijlocim pentru dânsi și să ne rugăm pentru dânsi și pentru casele dânșilor, pot veni aici în față și se pot îngenunchea la altar înaintea Domnului. Amin. Ne rugăm cu toată adunarea.